Zilele Palatului Culturii Teodor Costescu, eveniment de excelență aflat în plină desfășurare, a consemnat astăzi un moment deosebit și emoționant. Gala premiilor Palatului Culturii a adus în prim plan teatrul și actorii. Un eveniment de excepție a avut loc astăzi la sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu, în cadrul căruia au fost premiați oameni de teatru și au fost oferite premii de excelență ce au purtat numele unor mari actori și regizori simbolici pentru teatrul severinan. Rând pe rând, nume grele ale scenei românești au pășit cu emoție în aplauzele publicului pentru a-și primi premiile ce le-au fost înmânate chiar de către primarul municipiului Marius Screciu. Nu au lipsit din preambulul evenimentului festiv muzica și dansul. E o temă generoasă, cea care o avem pe zilele Palatului Culturii, teatru, o temă care poate fi multiplicată, o temă pe care cred că alături de Elia o vom avea în atenție de acum încolo. Nu este ușor, sunt și momente dificile prin care am trecut, trecem în acest moment, ca și țară, ca și popor, și ceea ce se întâmplă și în Europa, dar teatru este și trebuie să rămână un reper în ceea ce înseamnă dezvoltarea culturală a unui oraș. Tot răsfoind această istorie a teatrului severinean, am descoperit oameni minunați. Unii dintre ei nu mai sunt, dar numele lor înseamnă ceva pentru drobeta Turnul Severin. De la Teodor Costescu, cel care ne-a lăsat moștenirea acest monument istoric, și până în zilele noastre. De altfel, întregul eveniment, Gala Premiilor Palatului Culturii, a fost structurat plecând de la ideea generică de teatru, evocând teatrul severinan și pe cei care au scris istorie în acest domeniu cultural. Premiile oferite au purtat numele unor mari actori, regizori și chiar numele marelui Teodor Costescu, fiind oferite oamenilor de teatru proveniți din acest oraș. Primul premiu oferit s-a numit Nicolae Bălțățeanu și a fost acordat actriței Valeria Sitaru. Prezența dumneavoastră aici este un dar extraordinar. Premiul este al doilea dar. Și acum stau să mă gândesc cam ce trebuie să mai fac eu ca acest lucru să se repete. Adică să mai vin aici și să mai primesc asemenea daruri. Premiul Teodor Costescu a fost oferit Ștefaniei Sanfira și Liviei Taloi, două nume sonore ale teatrului și filmului românesc. Primară, decernează acest premiu pentru Ștefana. Mi-a dat premiul domnului Costescu, deci nu știu dacă o să fiu în stare să construiesc și un liceu, și un teatru, și un ansamblu de muzică și ce am mai făcut. Nu mă așteptam să fiu chiar în acest hal de emoționat. Oricum, prima tură de emoție s-a consumat în fața camerelor, pentru că atunci când am sosit, au dorit să-mi iau un interviu. Și doamna care mi-a pus întrebările mi-a spus: ați copilărit aici. Moment în care s-a dezlănțuit Niagara din ochii mei, am încercat să-mi revin, în fine, mi-am revenit. Este foarte emoționant. Da, am crescut aici, am copilărit aici, aș putea spune că am spus și în interviu dacă cei 7 ani de acasă sunt importanței, prin mine au fost 13. Acest premiu nu doar că mă bucură, mă onorează și mă obligă, mă responsabilizează. Nu simt că îl merit neapărat, dar voi face tot posibilul să-l merit. Am niște emoții până la ce. Oamenii zic că actorii n-ar trebui să aibă emoții. Actorii fără emoții ar trebui să schimbe meseria. Premiul Costache Serghie i-a fost acordat actorului și regizorului Emil Boroghina. Mă onorează acest premiu. Îl primesc în Palatul Costescului, despre care scrie și eu, Luca Caragiale. Și mă bucur, cel puțin până în momentul de față, că acest premiu Constantin Serghie face parte dintr-o pleiadă, să zic așa, de premii extrem, extrem de importante.
Ați început cu Nicolae Bălzățeanu, între cei mai străluciți actori ai Teatrului Românesc și mă bucur că acest premiu a fost atribuit doamnei Valeria Sitaru. Premiul Camelia Darini a revenit superbei noastre colege Irina Drăghia, cea care a fost emoționată profund. Sunt foarte emoționată. Îți mulțumesc foarte mult că te-ai gândit la mine. Într-adevăr, sunt profesoară de limba și literatura română și de limba franceză. Nu am studii în domeniu în ceea ce privește teatrul, dar în momentul în care am făcut cunoștință cu scena, am știut că locul meu este acolo. Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani Palatului Culturii Teodor Costescu. Totuși, cel mai emoționant dintre premii a fost cel oferit post-mortem regretatului scriitor și eseist Sorin Vidan, pe care nu-l vom uita niciodată. Premiul se numește Coriolan Buracu. Sorin mi-a fost coleg de redacție 8 ani de zile. Nu mai este în sală. Este sus și știu că de acolo de unde este, ne privește cu mândrie. Acordăm acest premiu post-mortem lui Sorin Vidan, cel care a fost manager al Palatului Culturii în ultimii 5 ani. Și sper că de acolo de unde ne vede este mândru că am păstrat în proiectul de management ideea sa cu gala premiilor Palatului Culturii Teodor Costescu. Am invitat pe cineva din familia lui Sorin, a venit în sală. Însă lacrimile au fost atât de puternice încât a preferat să meargă acasă și să fie cu sufletul alături de noi, sora lui Sorin. Dar în sală se află o foarte bună prietenă a lui Sorin Vidan. De asemenea, premiul Ștefan Bădescu i-a fost acordat actorului severinean Robert Poiană, premiul Aurel Nicolaciuc a fost acordat actorului Dan Șalapa, autorul monografiei Teatrului Popular Severinean, iar în final a fost proiectat un film despre trupa Cavalerii Râsului.